discuția cu Ana Maria, creier, în mod interesant, numai în limba română spunem creier și activitate, iar creativitatea în diferite limbi. Apropo, în rusă, cum se spune? Creier. Creier. Aici este creativitatea animal mai jos, avem o imagine mai jos. Mai jos. Ok, acolo. Da. Exact ceea ce este realizată după cartea ei, exact ceea ce spunea. Stadiul 1 de preparare, incubare, iluminarea și verificarea. Iar puțin mai jos, da, aici sunt caracteristicile unei persoane creative. Profilul unei persoane creative. Și n-am vrut să... Deci, este motivat de curiozitate. Simte nevoia de ordine, dar de o ordine a sa. Nu vă chinuiți să le așezați, o să am grijă să le pun chiar pe pagina evenimentului. Așa că simte nevoia să aibă ordinea sa, resimte nevoia de a avea succes, este autoritate, un tip de autoritate, asta este autosuficient, extrem de puțin inhibat, nu se formalizează, este neconvențional, își manifestă independența, este autonom, are mare capacitate de muncă, este autodisciplinat, este versatil, deci schimbător, practică o critică constructivă, extrem de interesant, că mai toți suntem dispuși a critica, dar a critica constructiv, mai puțin. Nu se demonstrează satisfăcut cu ușurință. Are o largă gamă de interese, dar din care sunt excluse interesele economice. Manifestă interese de tip feminin, și asta e un lucru extrem de interesant, și o formă scăzută de agresivitate. Nu stabilește prea multe rapoarte sociale, este introvertit, instabil emoțional, dar capabil să-și utilizeze în mod eficient instabilitatea. Este considerat un neadaptat din punct de vedere psihologic. Intuitiv, empatizează cu ușurință, se consideră creativ și se descrie ca fiind un creativ. El exercită un impact notabil asupra celorlalți. Toate acestea le-am extras din dicționarul de psihologie al lui Umberto Galimberti. Și exact ceea ce sublinia și Ana Maria, deci trebuie condițiile în care se dezvoltă creativitatea, fluiditate în gândire, flexibilitate, asociativă, intuitivă și figurativă, intuiție, curiozitate, sensibilitate estetică și, esențial, prezența componenței emoționale. Am o întrebare, cam obosit vorbind. Cine dintre voi se consideră creativ? Te-ai regăsit? Da, într-o anumită măsură. Cred că se aude, nu? Da. Se aude. Nu știu exact, puteți să dați mai sus dacă... Da, mai sus cu mai înălțimea. Nu știu exact dacă dicționarul de descripție dumneavoastră... Am zis că în spaniolă, nu? Nu, în italiană. Italiană, pardon. Probabil în română are alte... Variabile. Da, alte variabile diferite de cultura din care faci parte. Și de-aia nu mă regăsesc în câteva. Da, de 1%. Un procent? Ok, nu știu, 20-30%. Înseamnă că ești pe drumul creativității. Da. Și îți urăm drum bun. Curios cu asta cum manifestă interese de tip feminin la ce se referă. Nu la atracția față de femei, ci la interesele femeilor. Ai un ceas? La mână nu. La mână nu. Ți s-a întâmplat să vezi printre bărbați care poartă un ceas, nu
prăvădesc și de femei? Da. Pentru că, da, acela este un interes de tip feminin. Am înțeles. Deci, sau când ornezi salata de of. Okay. Știm că este apanajul fetelor să facă lucrul ăsta, dar el se duce acolo și face el, pentru că îi place. Și o face cu plăcere. Deci, la introvertit nu mă regăsesc, mi se pare că e mai jos. Da, da, mă rog, fiecare își pune amprenta din punct de vedere al personalității sale. Dar interesant e că te consider creativ. Da. Da. Mulțumesc. Da. Și în afară de asta, ce mai era important? A, sunt, cred că la partea de început. Haideți să vedem și un film care durează. Aici sunt o mulțime de citate pe care le-am pus. E filmul aici? Nu, dar tot pe aceeași oameni. Ai un link către YouTube? Sau da, un link. La început? Și după aceea din așa. Da. După fotografie. Unul dintre primii cercetători care a lucrat în domeniul creativității și face diferența dintre gândirea convergentă și gândirea divergentă. Convergentă, o să deschid. Este sub, deasupra, da, ok. Gândirea convergentă este aceea care ne dă o singură, deci este restrânsă, este limitată, o singură soluție la o problemă, pe când gândirea productivă, gândul productiv, el este cel divergent, cel care ne deschide o mulțime de posibilități. Același lucru. Prința, flexibilitatea, originalitatea și elaborare. Apropo de vectorii, apropo de gândirea divergentă și convergentă, cred că provocarea este pentru cineva care are puternic divergentă, ca să spunem așa, și teoretic ar trebui să fie puternic creativ, am dat trebuie să-și închide ciclul și cu o convergență, pentru că dacă tot timpul divergi, divergi, divergi și tot faci combinații și explorezi, trebuie să te și întorci la un moment dat, că nu poți numai să este extrem de interesant observația ta, pentru că există până la un moment dat, între cele două tipuri de gândire, există interferență. Deci se alternează. Unul stă în stand-by și după aceea acela, e un soi de dans în care intră, iar după aceea rămâne și se dezvoltă gândul divergent. Dar, într-adevăr, specialiștii spun că există o interferență între cele două tipuri de gândire. Și, la fel, lucru care este extrem de interesant, modul în care interacționăm și gândim cu cele două emisfere, emisfera stângă și dreaptă a creierului. Pentru că dacă de partea stângă avem activitatea logico-simbolică și limbajul, în partea dreaptă sunt stratificările spațio-temporale, experiențele de tip emotiv și artistic, iar lucrul care trebuie și au un rol extraordinar de interesant, sunt asocierile libere. Deci sunt ele cele care ne dau spinta de pornire. Impulsul. Stimulii care sosesc la partea dreaptă a creierului
induc un număr major de imagini mentale cu ajutorul asocierilor și analogiilor. Vă invit să vă luați acea colă de hârtie care v-a așteptat, așa? Să o folosiți. E un creativ. Deci a fost o invitație pentru fiecare dintre voi să vă manifestați creativitatea. Iată că și-o manifestat. O să invităm o poză la sfârșit. Da. Și eu am făcut ceva. Bravo. Da, mulțumesc. Deci, asta era ideea de a vă strâni creativitatea. Și nu lăsați, țineți-o acolo cu voi în geantă, luați-o cu voi și până când încercați să exprimați ceva. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru atenție și cu speranța că doar v-am incitat pe drumul ăsta să continuați. Voi continua să pun pe eveniment câteva zi și de finisimă. Bună seara, să vă și mulțumesc! Mulțumesc, Valen! Este
sunt duși în acela la cât cu el, că ea a fost la noi, de care mai recomandă și să mă rog. A doua variantă este să rămâne la birou, la piesa jucării, l-am invitat cu miercuri dimineața de ora jumate, cu treabă să facem niște lucruri, că n-am confirmat că se face. Deci era căzut. Probabil că se va întoarcă la un spate. După rastul de la bibliotecă, niciun caz nu l-am dat să vedea. Nu știu la ce s-a, că l-am găsit, dacă el mi-a arătat așa, să nu l-am dat sau la mine. Este și care găsești care să-i găsești.